CSU Craiova, și eu cea mai iubită echipă din zonă și știu foarte bine că am mai avut dispute cu ei. O să aibă suporteri suficient de mulți, se vor simți ca acasă, au jucători valoroși și va trebui să săptămâna asta să fim mult mai atenți, pentru că începutul de campionat include și meciurile din cupele europene și adversari extrem de redutabili, Craiova, Astra, primele 5-6 etape și Steaua, CFR Cluj, așa că gândul nostru este să fim apți până la ora jocului cu Craiova de vineri și să începem cu dreptul, că este foarte important după o perioadă în care echipa a pierdut foarte mulți jucători. Au fost și ceva probleme și de alt nivel, dar s-au mai rezolvat ceva din ele.